am văzut unele din operele lui Caravaggio, unde sunt subiecte luate din Sfânta Scriptură. Am făcut cunoștințe și cu Matei, așa cum l-a scos Iisus Hristos din întuneric și din vameș, lăsând toate bogățiile la o parte, l-a urmat pe Iisus Hristos și a devenit un apostol minunat. Și a scris și prima carte din Evanghelie. Am văzut și pe Petru cu lucrarea, crucificarea Sfântului Petru, cum prin faptele lui și prin moartea sa, el l-a proslăvit pe Iisus Hristos. Mai are ceva Caravaggio care am putea să facem cunoștințe cu unii subiecte din Biblie? Ar fi bine să plecăm la Roma, să intrăm în atelierul marelui maestru și să întrebăm ce mai are interesant în creația sa, unde vrea să reprezinte niște subiecte Biblie, din Evanghelie. Acum am să închid Sfânta Scriptură, dar o iau cu mine și mă pornesc la Roma. Vreau să văd ce a mai pictat marele maestru Michelangelo Merisi de Caravaggio. Și dacă găsesc ceva din creația sa minunată, cu încă vreun subiect biblic, am să vă povestesc neapărat. Să văd dacă Caravaggio, în operele sale de artă cu subiect biblic, folosește același principiu compozițional ca și în operele timpurii cu compoziții de gen. Căutările au dat un rezultat minunat. Am dat peste o lucrare de creație unde Caravaggio a reprezentat un erou destul de răspândit în popor. E vorba despre Toma Necredinciosul. Despre ce se vorbește acolo? Pentru aceasta, să intrăm în camera de sus, unde se adună apostolii și vom vedea ce se întâmplă. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelie după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis geamă, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile închise, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce au văzut și au crezut. În tablou vedeți patru figuri. Caravaggio, după obiceiul său, cadrează aceste figuri ca să fie cât mai apropiate de spectator. Ca cel care privește tabloul să vadă mai bine chipurile, trăsăturile figurilor, ce se întâmplă cu fiecare personaj. Centrul îl constituie Iisus Hristos,
Toma. Observăm că atențiile apostolilor sunt îndreptate la rana lui Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos este cu privirea îndreptată spre Toma și mișcările mâinii lui care a pus degetul în rana lui Iisus. Nu e deloc ușor pentru Iisus Hristos și nu e plăcut atunci când la moment se atinge de rana lui. Asta și-a arătat pictorul foarte bine cu maestria lui pe care o știe. Acest principiu compozițional este tradițional și în lucrările timpurii din creația lui Caravaggio, când întâlnim compoziții cu subiect de gen. Dar aici fundalul este întunecat și foarte bine se evidențiază figurile participanților la această întâlnire cu Iisus Hristos, unde Iisus Hristos caută cu blândețe să-i mărească credința apostolului Toma. Iisus Hristos a primit recunoașterea lui Toma, dar totodată cu duioșie l-a mostrat pentru necredința lui. Apostolul Pavel, în epistola 2 către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, spune următoarele: pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Credem azi în Iisus Hristos că El este Creatorul, Mântuitorul nostru, că El este Dumnezeu, așa cum l-a recunoscut la urmă Apostolul Toma. Sunt unii care nu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. Ei spun că este Fiul. Da, este Fiul, dar este și Dumnezeu, care a creat această lume și care s-a coborât pe pământul nostru ca să ne salveze din păcate.